Ce înseamnă activități interesante? De exemplu, mai mult ceva adăugător pentru noi care ne interesează, de exemplu, dans sau ceva ce... Deci să înțeleg că obiectele pe care le are școala acum îți par neinteresante mult. Nu, sunt interesante într-un fel al lor, dar nu ne captivează așa de mult doar temele, adică să fie ceva adăugător. Poate să devină și profesorii, că nu... nu știu, nu cred. Sau poate programa școlilor? Școlară nu e interesantă. Da, să fie mai multe cursuri în care, dacă tu ești pasionat de acele cursuri, când ești la școală, tu ai să aștepți când e răbdare să vii mai repede ora duci la curs. Și astfel ați treacă și timpul mai repede și ți-a să devii un pic mai interesant. Mai cred odată ce suntem în pragul liceului, adică 10, 11, 12, ar trebui să fie unele obiecte pe care să ne alegem noi. Eu adică vreau să mă duc în spre... N-aveți libertatea să alegeți. Nu, pentru că bine, noi ne alegem real, da? De exemplu, sau uman, dar oricum nu este băgat și acelea obiecte care noi nu le iubim. Cam câte nu le iubești? Vreo 3-4. 3-4? Nu? Din câte? Matematica, fizica și chimia. 3. Te rog. Sfârșitul orei, ori la începutul orei să fie câte un joc distractiv pentru a ne face poziția mai la matematică, joc distractiv. Indiferent de oră, matematică, chimie. Română, chimie, da, indiferent. Da? Atunci, da? Da. Și acum nu se fac. Indiferent de mă ridic pe scări și mă dau. Dar ce se în școala mea, mă dea? În ce sens? Cum o vrei? Mai modern. Cu scări cartier. Stai un pic, cum este o școală ideală? Adică o școală modernă cu scări cartier. Numai scări lipsesc la școală. Eu nu sunt de acord cu materialul ce se predă la orele de informatică și cred că mulți dintre colegii... Deci conținutul orei de informatică nu e... Cu diferite programe, eu cred că mai bine ar fi să... Mai mult practică, să înveți elevii au ustanaviu programă și apoi... Dar cam ce învățați voi? Noi învățăm diferit, mai mult înscris, programe, funcții de astea, cred că, care cred că la mulți nu le plac și nu cred că... Probabil mai mult înveți individual. Da. Dacă tot învățăm cu profesori, să fie mai mult acei profesori tineri, adică... Și unde sunt profesorii tineri? Apoi să fie, eu nu, dar să fie mai mulți tineri, pentru că la un moment unii profesori mai tineri îți par mai interesant. Dar ar fi o idee să mai fie profesori. Să lucrăm mai mult în bază la internet sau calculator, oricum este multă informație pe unde să luăm. În timp ce ești la liceu și totuși ești la un cămin, trebuie să vii la meditație și totuși timpul ăsta este foarte încărcat. Și totuși când spui părinților... Detaliază ce înseamnă foarte încărcat. Câte ore pe zi? Cam toată ziua, cam 2 ore libere. Doar 2 ore libere? Nu mai ieși. Avem o oră liberă. La 1:45 terminăm orele, mâncăm până la ora 2, de la 2 până la 3 ne odihnim și de la 3 până la 6 iarăși la școală. Și foarte încărcat programul. Eu nu sunt de acord că orele se încep la ori 8:15. Aș dori că la ora 9 se înceapă orele. Normal, super. Și doar mult? Și doar mult? Da. Da, aș dori ca în școală să fie garderobă pentru ca să fie bun de schimb, în costumul sportiv. Altfel, voi sunteți obligați să mergeți cu haina după voi sau cu... Da, da. În costumul sportiv și să fie dușuri pentru ca după ori de educație fizică să ai unde de băie. Câte aveți pe săptămână? Ore de... Două.
Profesorii sunt mai înțelegători, avem foarte multe talente care se implică în toate activitățile școlare și prescolare. Acolo sau aici? Acolo, la noi, la gimnaziu. Și ce vă împiedic să faceți și aici să fie dinamică viața? Nu este înțelegere, nu-i prietenia. Depinde, poate am încăutat acea prietenie adevărată, dar nu-i contează satul, dacă e nicăi sau mai Maclean. Când trebuie să participăm la o activitate, tinerii din satul Bai Maclean nu se implică, numai cei din satele afiliate. Stai! Activități în care numai noi am participat și chiar am fost lăudați că v-am dus Bai Maclean, v-am adus faimă în Bai Maclean. Da! Anul 2007, luna noiembrie, dacă mă săl, elevii de la liceul din Bai Maclean, era foarte fric. Au închis școala, n-au permis să intre nici elevii, nici profesorii. Au închis școala și au mers la un comitet de grevă, au mers la primărie și au cerut că să facă căldură în școală. Timp de... Dar cât timp n-a fost căldură? Era frig, era luna noiembrie și nu era căldură. La noi se deschide pe 15 octombrie. Și ce explicație o dar? Nu era cărbune. Dar în 3 zile au fost adus cărbune și școala s-a început să se încălzească. Pentru că a început protestul. Da, a venit președintele raionului, era comunist, domnul Vloșenco. Și a venit cu întreaga echipă, cu șeful direcției regionale, cu tot. S-au început presiunea spre elevilor, dar ei s-au ținut bine. Cine ține minte? Eu eram acolo. Restul mai mici, așa, nu. Dar și asta este un act de curaj din partea elevilor. Au închis școala, n-au permis la nimeni să intre și au cerut să fie căldură în școală. S-au dovedit. Ar fi destul de normal atunci când vrei liniște, îți găsești un loc unde poți medita anume, sau chiar la urmă în camera ta, te-ai închis și meditezi în liniște. Păi, eu sunt aici, dar era în centrul orașului și nu poți pui când în centrul orașului, poți să ceri liniște, da? Câte au un buteiaj acolo, nu poți pui croata. Asta e spațiul public, e al nostru. Și dacă unul se exprimă, eu n-am voie să-i interzic. Apropo, chiar îmi trăgă la poartă. Băi, Vasile, ha! La noi anul trecut a fost așa problemă, forma școlară. Ei, nu problemă, subiect în discuție. Da, subiect, zis că dacă... Cine a zis? Profesori și directorul, că dacă noi nu suntem formă școlară, nu o să fim primiți în școală. Asta e corect sau nu vreau? Eu pentru așa lucruri aș putea face grevă, că nu-i trebuie ca să portă o formă școlară. Da, formă școlară. Deci tu ești de acord sau nu? Da. Pentru că mai mult ce... Dar parcă suntem toți la fel. Nu mai ești. Dar fel, dar iau dacă nu ai fost cu moda asta, cu haine... O secundă. Așa, scurte, scurt. Și iată, sunt și profesori bărbați. Și cum, în loc să predai tema... Suite în altă parte. Da. Eu cred că dacă este dat în școală să porți formă școlărească, nu trebuie să... Nu trebuie să calci ceea ce au spus directorul sau directorul adjunct. Asta este datoria lor ca să te noi și noi avem datoria noastră pentru a-i asculta pe ei și trebuie să facem ceea ce trebuie. Nu știu, eu cred că, de exemplu, înainte doar tot era forma și nu pot spun că încalci-o în drept. Depinde cum o să Mihail, atunci dacă te obligă cu tine, n-ai să poți să intri în școală, atunci este ca un fel de amenințare, da. Dar odată ce se pune și trebuie să o par, tot nu e o problemă. Eu mă gândeam că e vorba de violență și în urțare cine e vinovat. Ce-ți, mă?
Noi avem baia publică, băi măcluiți. E deschisă? Nu e deschisă, a început să o repare. Nu e deschisă, nu lucrează de ani de zile, nu lucrează. Dar fiecare se băiește acasă. Nu se băiește în baia publică. Omul care s-a apucat să o construiască a murit. Băiețul era tânăr. Și după dânsă de mult nu s-a mai apucat nimeni să... Bună, frumoasă. E foarte frumoasă. S-au dat toți aportul la salariu, preotul, stai oameni, dau bani, numai la salariu. Prin sat merge cu banii noștri la oameni. Mai scurt biserica e construit cu banii oameni. Când trebuie operațiuni de făcut ceva, atunci îți dau oameni. Oamenii dau bani, pornește lucrurile.